Desechilibrul este abia la început în urmă Romeții volumul 1. Îl vom vedea în Romeții volumul 2. La lucru este dezechilibrul unei noi ordini, o ordine dictatorială care distruge lumea țara noastră. Există o presimțire a acestui fapt în roman. Faptul ciudat, al doilea lucru, și de la al doilea lucru, este un lucru iarăși inacceptabil dacă ne gândim la romanele de dinamică. Că un țăran nu mai vrea să fie țăran. Nilă și Paraschiv nu mai vor să fie țăran. Ei vor să meargă la oraș, vor să-și găsească, să spunem, o altă ordine în existența lor, să nu mai depindă de pământ, e ceea ce Moromete nu înțelege. Pentru el, lumea e liniștită și echilibrată în datele ei fundamentale. Și în aceste date fundamentale, dragostea, atașamentul față de pământ, este, să spun, ca și respirația, ca și suflul existenței. Eroii noștri ajung în București să îngrașează și Nicolae să îndepărtează de sat într-un anume fel. El ar dori să revină ca învățător. E altceva, e o altă formă de reintegrare. Dar e prima oară când țăranul nu mai vrea să fie țăran. Nu-și mai acceptă lumea, e decis să se desparte de ea. Nu are o motivație, decât o motivație mercantilă, dar nu neapărat rea. Dar lumea nu mai este atât de stabilă. E o frază pe care puțin o iau în seama în roman. Moromete, într-un moment de descumpărire, când află că fiii lui au fugit la oraș și este o primă fugă, fuga finală, e abia la finele romanului, se duce pe hotare, se așează și are un moment în care se gândește la această situație. Se gândește la ce a greșit, ce a făcut el incorrect în raport cu fiii lui. Și nu-și găsește o vină. Dar e o frază foarte interesantă. Spune că un om nu poate trăi dacă nu are liniște. E o chestie extrem de banală, însă liniștea lui Moromete este o liniște în care există un perfect acord armonic între oamenii din familie, între el și lume, în care știi lucrurile, există o predictibilitate. Fără liniștea aceasta, într-adevăr, nu se poate trăi din punctul de vedere al lui Moromete. Ori intrăm într-o epocă a marilor neliniști. Și ultima chestiune vis-a-vis de personajele și cu un fapt puțin remarcat. Dumneavoastră știți episodul cu Poiana lui Ocam, discuția pe marginea articolelor de ziar, o discuție politică extrem de amuzantă, cu un anumit spirit de finețe din partea câtorva dintre protagoniști, Moromete fiind printre ei. Există un personaj, Tim îl cheamă, care modelează un tip de lut. Și asta e un fel de distracție, nimeni nu a foarte în serios. Și îl modelează și pe Moromete. Chipul acela de lut este ars și ulterior este pus pe într-un loc, chiar la Iocan, în fierărie. Și îl examinează cu toții chipul lui Moromete. Pasajul este foarte mic. Uimiți de spune, e făcut o frunte prea mare, spune cineva. Uimiți de acest chip care deodată relevă o interiorizare și o profunzime a ceea ce am numit francezii numesc un lerodul la panse, un erou al gândirii. Moromete este un soi de filozof țăran. Are ceva din această neliniște care te îndeamnă să spui întrebări.